Perfect, acum că am primit și prima comandă, o să trebuiască să o trimitem către cumpărătorul nostru. Bineînțeles, cumpărătorul sunt eu în acest caz, dar voi, după ce veți trece și prin cursul de Facebook Ads și Instagram Ads, o să înțelegeți mult mai bine și o să aveți primele vânzări. Eu asta îmi doresc de la voi și sper că și voi să munciți în acest sens și împreună să facem primii bănuți, ca mai apoi să înțelegeți cât de ușor puteți câștiga din Shopify. Ok? Bun. Acum că am primit prima comandă, cum spuneam, o să trebuiască să o trimitem către cumpărătorul nostru. Bine? Tot ce ne interesează este adresa lui. Adresa aceasta este a mea, așa că am intrat undeva să găsesc o adresă random din Statele Unite ale Americii, pentru că acolo o să trimiteți voi de obicei produsele. Ok? Acum o să vă arăt cum se face fulfillment-ul manual sau aprovizionarea manuală. În lecția următoare o să vă arăt și cum se face cu Oberlo. Știu, o să-mi spuneți de ce nu vă arăt direct cum se face cu Oberlo. Ei bine, pentru că trebuie să știți cum se face manual în cazul în care Oberlo are vreo eroare sau trebuie să verificați ceva. Bine? Pentru că toate aceste procese automate uneori pot avea erori și atunci este destul de complicat. Bine? Bun. Haideți să vă arăt cum faceți acest lucru. O să mergeți pe produsul pe care voi l-ați postat pe site. E foarte bine să vă notați undeva adresa produsului, să nu cumva să o pierdeți. Și mai important este ca atunci când faceți această comandă, produsul să aibă mai multe, să aibă un stoc mai mare. În cazul în care nu găsiți un produs cu stoc mare, încercați să-l găsiți la mai mulți furnizori, pentru că sunt șanse foarte mari ca acest produs să fie la mai mulți furnizori la un preț aproximativ la fel. Bun? Ok. O să trebuia să vă faceți un cont pe AliExpress. Nu o să trec prin asta pentru că este destul de simplu. Puteți să vă faceți cont direct cu Facebook. Iar mai apoi o să mergeți pe produsul vostru. O să selectați, bineînțeles, ePackage. Da? Și apoi o să vă arate aici prețul total de $4, noi să zicem că l-am vândut cu 20. Îi dăm buy now, atât de simplu, și apoi ne duce către pagina aceasta de unde o să băgați voi adresa. Bineînțeles, la mine, pentru că am mai făcut dropshipping și eu am făcut în toată lumea, să zic așa, mi-a rămas adresa ultimului meu client, să zic, să nu o copiați. O să luăm această adresă, o lăsăm numele același, în primul rând copiem strada. Mergem aici, punem denumirea străzii, aceasta nu ne interesează, punem United States, pentru că este din United States. Apoi o să trebuiască să completăm regiunea, Illinois, parcă aceasta este, nu? Da, Illinois. Apoi West Chicago la ora asta. West și căutăm Chicago. Perfect. O să punem și zip codul, care este acesta, aici. Bun, după ce ați completat toate aceste lucruri, aici la numărul de telefon nu trebuie să puneți numărul lui, puteți să-l puneți pe al vostru, pentru că în cazul în care va fi o problemă cu curentul, voi să fiți anunțați primii de către chinez, să nu fie anunțat cumpărătorul vostru, pentru că nu este necesar, da? Bun, stai că am pus prea multe caractere, în fine. O să mergem mai jos, iar aici este foarte important, vreau să fiți foarte atenți. În primul rând vreau să fiți foarte atenți la ePackage, să fie selectat ePackage aici, nu altceva. Pentru că uneori AliExpress-ul mai dă erori și nu este selectat acest ePackage, ok? Iar aici la mesaj, pentru că nu vreți ca cumpărătorul vostru să știe că această comandă este una de dropshipping și să primească prețul real plus alte reclame, va trebui să trimiteți un mesaj către cumpărător. Mesajele sunt diversificate, dacă doriți o să vă dau mai multe template-uri de ce mesaje puteți să trimiteți către chinez, dar eu o să vă arăt unul care este foarte bun și funcționează de fiecare dată. O să trimiteți un mesaj de genul please do not include original invoice. This is drop ship. Thank you. Practic trebuie să-i spuneți please do not include original invoice. Practic să nu includă prețul original și alte reclame.
De ce ei sunt interesați de acest lucru? În general, ei sunt învățați, acest furnizor chinezi, cu acest tip de mesaj și acest tip de business, de dropshipping. Iar ei, de fiecare dată când vor primi acest mesaj, nu vor pune nici măcar o reclamă și, bineînțeles, nu vor pune nici prețul real pe produs, deoarece este doar în interesul lor. Gândiți-vă că ei, la sfârșitul zilei, tot fac profit. Oricând vând mie ca dropshipping, ori că vin câte un client individual, ei tot fac bănuți. În schimb, sunt foarte interesați de cei care fac dropshipping, pentru că, în general, cei care fac dropshipping nu cumpără un singur produs, cumpără mai multe produse, pentru că, cum v-am explicat, tu îți faci un magazin să faci un profit și dorești să vinzi câte mai multe produse și automat îi vinzi produsele lui. El, practic, îi faci cumva reclamă lui la produsul lui și tocmai de aceea de fiecare dată ei o să încerce și de fapt nu că doar o să încerce, o să fie foarte atenți când o să vadă de partea aceasta de dropshipping și do not include original invoice, ok? Bun, iar mai jos, eu deja am setat cardul meu, o să trebuiască să plătiți cu cardul, haideți să zicem că o să punem cu Visa, o să vă puneți voi toate detaliile aici și apoi o să mergeți mai departe, confirm pay. Și asta este tot. Nu e nimic extraordinar de greu, e cum ați pune o comandă voi. După aceea, tot ce trebuie să faceți este să fiți atenți să urmăriți și voi livrarea, dacă este totul în regulă. Și cam atât. Asta este tot ce trebuie să știți despre comandă. Cum ați făcut comandă? Așa se face manual. Pur și simplu luați adresa lui, voi o să primiți adresa lui aici, nu e adresa mea, o să primiți o adresă ceva de genul. Cam așa sunt adresele din Statele Unite ale Americii. Vă luați voi în cazul în care nu știți ce înseamnă IL, e de obicei statul. Dacă nu știți exact ce stat e, puteți așa. Puteți să scrieți așa, United States, NJ State. Și vă apare New Jersey, vedeți? Sau OH. Haideți să încercăm. OH. În cazul în care nu știți să completați informațiile aici, dar la stat. Bun? Cam atât. Ne vedem în lecția următoare, unde o să vă arăt cum puteți face automatizarea acestui fulfillment cu Obelov.